cu deficiență de auz. Imagini apocaliptice vin din Orientul Mijlociu. În această seară, Iranul a atacat Israelul de două ori. Prima oară au fost lansate peste 500 de rachete spre Tel Aviv, Ierusalim și alte orașe, iar al doilea atac a fost de asemenea unul puternic, totul ca răzbunare după invadarea Libanului. Au fost momente de teroare în capitala Israelului. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. Iranul a atacat cu un întreg arsenal, cu drone, rachete de croazieră și rachete balistice. A fost un atac coordonat asupra Tel Avivului și mai multe clădiri au fost lovite. Autoritățile au emis un ordin pentru toți civilii să coboare în buncăre. Mai multe rachete ar fi căzut, iar 5 civili au fost răniți. Israel, Irak și Iordania și-au închis spațiul aerian. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a declarat că este un răspuns la atacul terorist al Israelului asupra grupării Hezbollah din Liban din ultimele zile. Tot oficialii iranieni au mai avertizat că în cazul în care Israelul va răspunde, vor lovi de 1000 de ori mai puternic. Statele Unite ale Americii au răspuns prompt atacului, iar Joe Biden a ordonat trupelor SUA din Orient să ajute la doborârea rachetelor iraniene. Și suntem acum în legătură directă cu medicul Herman Berkovitz, care se află în Israel. Domnule doctor, dacă mă auziți, unde sunteți în acest moment? Bună seara! Acum sunt moment, am venit în sfârșit acasă. Știți unde a fost dimineața? Dimineața am fost la București. Și unde sunt azi după masă? Am fost în Ierusalim, la clinica mea. Vă dați seama, o clinică care m-a așteptat plin de bolnavi și deodată au început să sune toate aceste sirene. Din păcate, nu sunt adăposturi personale, că sunt clădiri mai vechi a Ierusalimului, dar cu toți am coborât într-un adăpost central care era plin de oameni și vă dați seama, nu e așa de plăcut ca să auzi aceste sirene care pur și simplu te sperie mai mult sirenele decât acele rachete, s-au auzit în special pe copii. Copiii au fost foarte speriați la mine la clinică, vă dați seama, și în special au început să plângă. Aici am coborât încetul, încetul, eu am încercat să-i liniștesc și cu toți am coborât și am așteptat până s-au terminat aceste sirene și după ce s-au terminat sirene, trebuie să aștept încă 10-15 minute, deoarece mai periculos sunt schijele care cad după ce sunt acele rachete interceptate. Vreau să vă spun că, știți, este o tragedie ceea ce se întâmplă la noi. Lumea poate nu-și dă seama nicăieri în lume, nici în România, ce trece noi de un an de zile. Câte rachete deja am primit în acest an de zile, mii și mii de rachete. Doar atâta se știe că se trag cu rachete, dar nu se știe câte mii de rachete. Și astăzi și mâine și ieri și alaltele s-au tras în rachete în partea de nord al Israelului, care au făcut mai multe pagube, au făcut Hezbollah decât aceste rachete. Unde dumneavoastră a spus că au fost răniți 5 și mare majoritate au fost răniți nu de rachete, au fost răniți de faptul că au căzut când au fugit spre adăposturi, înțelegeți? Rachetele care fac multe, multe probleme au fost rachetele care au fost trase de Hamas, mii de rachete și acum care sunt trase de lângă graniță, deoarece când se trage de lângă graniță nu ai timp să fugi până la adăposturi, este 15 secunde până la un minut, înțelegeți că poți să ai timp să fugi până la adăposturi și acolo foarte mulți sunt prinși pe drum. Dar s-au terminat, cum spun eu totdeauna, s-au terminat rachetele, bolnavii mei s-au întors la clinica mea și eu am continuat să lucrez. Și acum am venit acasă, deja circulația este obișnuită, totul s-a deschis, aeroportul este deschis deja, mașinile deja umblă. Din păcate, noi suntem deja destul de obișnuiți. Trist este faptul că doi teroriști
au tras cu arme în Tel Aviv, Iafo și au omorât cel puțin 6 persoane. Înainte de atacul aerian, vom discuta și despre acest subiect. Ce vreau acum să vă întreb este cum ați trăit acele momente când le-ați explicat pacienților dumneavoastră, majoritatea copiii, să coboare în buncăr? Cât de grele au fost acele clipe? Eu vă spun, eu i-am îmbrățișat, i-am pupat, ei au mare încredere, și copii, și părinții, și mamele, toți i-am îmbrățișat, i-am încurajat și vă dați seama că deja mare majoritatea populației s-a obișnuită, din păcate, cu aceste lucruri și după momentele, primele momente de plâns și așa mai departe, și copiii mi s-au liniștit, au stat liniștiți în acel buncăre și după aceea s-au întors la mine în clinică și i-am dat câte o bombană la fiecare ce ca să fie liniștiți, ca să fie mulțumiți și la părinți am explicat și părinții, eu tratez numai copii și mamele și tați și pe bunicii tratez, pe toți îi tratez și am avut mulți bolnavi astăzi din cauza că vă spun cum am spus, astăzi v-am întors din București și am avut un mare, mare eveniment la București, un mare eveniment la Palatul unde a concertat Orchestra Sinfonică al Israelului cu Zubi Mehta și am fost invitat și a fost deosebit și m-am bucurat să fiu cu prietenii mei din București, m-am întâlnit cu foarte mulți prieteni din București, vă dați seama ce schimbare, deodată ajung în Ierusalim și ceea ce a fost groaznic a fost faptul că au fost foarte multe boom-uri, adică aceste boom-uri sunt în special că sunt interceptate rachetele și astăzi au fost și pe cerul Ierusalimului multe boom-uri, dar în Ierusalim n-a căzut absolut nimic, nici schije. Mare majoritate au fost interceptate, dar tot Ierusalimul a fost în adăpost, din păcate fiecare are teamă pentru copiii lui, pentru familia lui, că asta este viața noastră, copiii și familia noastră și cum vreau să vă spun, lumea nu înțelege încă lumea care noi suntem un fel de baricadă în fața acestui expansiune ale terorismului. Ei vor să ne omoare astăzi. Domnule doctor, mulțumesc frumos pentru această intervenție, că v-ați găsit puterea și ați intrat în direct la jurnalul Focus. Așa cum spunea și dumneavoastră, tot în această seară, înainte de atacul aerian din Tel Aviv, a avut loc un atac terorist. Cel puțin 8 oameni au murit și al 10 au fost răniți în cartierul Jaffa din sudul capitalei israeliene. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Sunetul împușcăturilor a spart liniștea serii. Cel puțin doi bărbați înarmați au deschis focul și au împușcat 10 de oameni lângă o stație de tren. Imaginile sunt greu de privit. Se pot vedea mai mulți oameni întinși pe jos, în bălți de sânge. Cei doi presupuși teroriști au fost împușcați mortal de polițiști. Nu se știe încă ce a determinat pe bărbați să deschidă focul. Și suntem acum în legătură directă cu generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Domnule Bălăceanu, am urmărit imaginile apocaliptice din Israel. Cum comentați ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Nu este apocalipsa acolo. Israelienii sunt obișnuiți. De altfel, măsurile de protecție civilă sunt clare. Sunt create condițiile de adăpostire, există un exercițiu de adăpostire în momentul în care primesc indicativul, să-i spun așa, noi avem RO alert pentru situații de genul acesta. Mă așteptam să asistăm la o lovitură de supra-saturare a sistemului de apărare antiaeriană, antirachetă, nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, dacă vorbim de o lovire combinată, adică cu rachetele iraniene, eventual drone, dar mai ales cu rachete din partea Hezbollahului și drone. Pentru că lovitura a avut, din datele pe care le primim pe surse deschise, un număr mai mare de rachete și drone față de lovitura din aprilie, dar exact pe modelul loviturii din aprilie nu avem victime umane, nu avem pierderi materiale. Cei mai mulți morți în această zi, să-i spunem o zi neagră, au fost prin atacul terorist. Deci mor 7-8 oameni prin atacul terorist, iar după o salvă de aproape 500 de rachete balistice de croazieră, cred că și drone, nu avem.